Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru luni 24 mai. Hai să vedem pentru ziua de luni 24 mai ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, în primul rând aici pe partea de dragoste avem regina de săbii. Avem o energie foarte rece, foarte calculată, o energie care nu vrea să repete greșelile din trecut, pentru că în trecut când a fost regina de monede, lumea a profitat de bunătatea ei, când a fost regina de bâte, s-a ars pentru că nu a luat precauțiile necesare și când a fost regina de cupe a plâns râuri întregi de lacrimi pentru că emoțiile nu i-au fost împărtășite. Și acum avem aici energia de regină de săbii, de persoană care are niște standarde foarte înalte referitoare la oamenii pe care îi permite în viața sa. Pentru că, într-un final, această persoană a reușit să conștientizeze care este propria sa valoare și oamenii care nu sunt la același nivel nu au ce să caute în jurul acestei persoane. Chiar dacă această carte este o regină, poate să fie vorba de un bărbat sau de o femeie, pentru că energia din spatele cărții este aceeași. Deci, indiferent că vă gândiți la un bărbat sau la o femeie, că sunteți voi sau cealaltă persoană, toată descrierea pe care v-am dat-o anterior este valabilă. Hai să clarificăm puțin această regină de săbii, să vedem de ce a apărut aici pe partea de dragoste pentru această zi de luni. 4 de cupe, Cavalerul de săbii și Spânzuratul. Ok, aici regina de cupe este nemulțumită din cauza acestui 4 de cupe, pentru că toate ofertele pe care le primește nu îi împlinesc pe de-a întregul nevoile spirituale, emoționale și mentale. Pentru că aici în trecut a avut de-a face cu prea mulți cavaleri de săbii, cu prea mulți oameni care promit marea și sarea, care promit luna de pe cer și care au apărut și au dispărut din viața sa foarte furtunos. Aici cavalerul de săbii are foarte multă ambiție și își dorește foarte multe lucruri și e în stare să promită și luna de pe cer ca să obțină ceea ce își dorește, dar la finalul zilei, cavalerul de săbii tot timpul o să pună interesul său deasupra interesului reginei de săbii. Și aici regina de săbii nu mai e dispusă să accepte genul acesta de persoane în viața sa și interacțiunea pe care a avut-o în trecut cu acești oameni foarte neserioși, acum îi influențează alegerile, deciziile și viziunea asupra vieții. Și aici, indiferent cu ce ofertă veniți față de această persoană, ea pur și simplu nu mai are încredere. Și dacă vă doriți să cuceriți această persoană, indiferent că sunteți bărbat sau femeie, dacă vreți să cuceriți această regină de săbii, va trebui să prezentați lucrurile dintr-o altă perspectivă, va trebui să îmbrățișați această energie a spânzuratului și să vă prezentați pe voi înșivă într-o manieră nouă, distinctă. Va trebui să evidențiați exact cum sunteți voi diferiți față de aceste persoane din trecut care i-au frânt inima și care i-au făcut promisiuni deșarte. Aceasta este singura metodă prin care regina de săbii va accepta cupa pe care voi i-o tot oferiți. Aici nu luați lucrurile personal, pentru că această persoană a suferit foarte mult în trecut și ar avea același răspuns negativ, recalcitrant față de oricine. Nu e vina voastră că această persoană a devenit acum rece, calculată, rezervată. E vina cavalerilor de săbii din trecut care au tot intrat și ieșit furtunos din viața acestei persoane și care au făcut promisiuni de care nu s-au putut ține. Iar voi, dacă vreți să demonstrați că sunteți diferiți, trebuie să fiți ca acest spânzurat
care e dispus să stea și în cap pentru a impresiona regina de săbii. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aici e posibil ca partenerul sau partenera voastră să fie mai rece, mai rezervată, pentru că ați avut o ceartă, o divergență, s-au întâmplat aici niște lucruri în trecut, niște promisiuni au fost făcute, dar nu au fost ținute și ca să reconstruiți încrederea, ca să readuceți armonia în relația voastră, va trebui să demonstrați că v-ați schimbat, să demonstrați că sunteți mai înțelepți, mai maturi și că nu o să mai repetați acest ciclu vicios de promisiuni neîndeplinite. Va trebui să puneți interesele partenerului sau partenerei voastre deasupra intereselor voastre. Pe partea de sănătate avem aici Doiul de Săbii, o carte care ne vorbește despre un blocaj mental care nu vă permite să vedeți toate datele problemei. Aici aveți niște idei preconcepute la care nu sunteți dispuși să renunțați și din cauza acestor gândiri învechite nu sunteți dispuși să acceptați niște adevăruri empirice care vă sunt prezentate astăzi. Și acest comportament doar vouă vă face rău, pentru că dacă continuați să țineți morțiși de acest mod de gândire învechit, aici riscați să vă ardeți, riscați să nu vedeți un pericol care se află chiar în spatele vostru, care e mai aproape de voi decât vă imaginați. Aici Doiul de Săbii este o carte care ne vorbește despre riscuri, despre riscul inflexibilității în gândire, despre riscurile asupra sănătății voastre, dacă nu înțelegeți că odată cu trecerea timpului și corpul vostru are nevoi diferite de la voi. Și anumite lucruri care erau benefice pentru voi cu 10 ani în urmă sau anumite activități pe care le puteați face cu câțiva ani în urmă, acum nu mai sunt indicate pentru voi, fiindcă vă aflați la altă etapă de viață. Hai să clarificăm acest Doi de Săbii, care sunt riscurile pentru sănătatea voastră și de unde vine acest blocaj mental, de ce nu sunteți dispuși să renunțați la un mod de gândire. Temperanța, Nouăle de Monede și Asul de Monede. Ok, am înțeles ce vor să transmit aceste cărți. În primul rând, Temperanța este arcana majoră care în tarot reprezintă zodia săgetătorului și care, printre altele, ne vorbește și despre ideea de studii universitare, despre oameni care sunt experți într-un domeniu, care au studiat foarte mult ca să înțeleagă pe de-a întregul cum funcționează o situație. Și aici, Nouăle de Monede este o persoană foarte independentă care crede că este la nivelul acestui înger al temperanței pentru că a obținut stabilitate materială, dar ce nu vede această persoană din cartea de 9 de monede că îi lipsește experiență în acest domeniu pe care acum vrea să-l influențeze. Și aici cu Asul de Monede va trebui să scoateți niște bănuți din buzunar, să mergeți la un medic, să mergeți la un specialist ca să vă dea tratamentul corect. Pentru că aici, dacă insistați pe această energie de 9 de monede, dacă insistați să fiți complet independenți și să vă dați voi singuri tratamente și remedii pentru boala de care credeți că suferiți, o să vă faceți mai mult rău. Pentru că aici mesajul este clar. Apelați la medic, la terapeut, la specialist. Apelați la acest înger al cumpătării, al temperanței, care a studiat ani de zile ca să devină expert în acest domeniu, care poate să vă dea o vedere completă asupra sănătății voastre, asupra organismului vostru. Și da, va trebui să scoateți niște bani din buzunar, să vă faceți niște analize, să luați un tratament. Dar dacă nu sunteți dispuși să faceți lucrul ăsta acum, dacă tot amânați lucrurile și vă dați voi singuri tratamente așa după ureche, în viitor o să vă coste mai mult. Și aici nu vorbesc doar metaforic, da? Într-adevăr, o să vă coste și metaforic, că
sănătatea voastră o să se înrăutățească, dar o să vă coste mai mult și la pușculiță, la buzunar, pentru că cu cât amânați mai mult această intervenție, această consultație, aceste analize, cu atât o să vă coste mai mult fizic în viitor când va trebui să faceți aceste lucruri. N-aveți nicio scăpare, aici e clar, trebuie să apelați la expert, trebuie să apelați la temperanță, la cumpătare. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici șasele de cupe. Carte foarte frumoasă care ne vorbește despre o energie din trecut care revine în viața voastră. O energie foarte plăcută, foarte benefică, dintr-o perioadă în care vă simțiați mai optimist, mai protejat, mai fără griji. Poate să fie vorba de niște prieteni din copilărie, de niște colegi de facultate, de niște oameni cu care ați împărtășit niște momente foarte frumoase, ați trăit împreună o etapă de viață mult mai simplă și mai fără griji. Și acum această persoană sau această situație reapare în viața voastră și vine și cu o posibilitate financiară aici, în partea de bani, afaceri, carieră. Hai să vedem ce posibilități financiare, ce posibilități în carieră va aduce aici o persoană din trecut sau o diplomă obținută în trecut, o specializare obținută în trecut, o carieră pe care ați avut-o în trecut, un loc de muncă la care ați mai lucrat în trecut. Cu ce oportunități vine acum în cariera voastră această energie dintr-o perioadă în care erați mai fericiți și mai fără griji? 4 de bâte, justiția și 7 de săbi. Aici aveți motiv de sărbătoare pentru că vi se face dreptate și interesul vostru este acum pus deasupra interesului celorlaltor persoane. Și aici văd câteva posibilități. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să vă reconectați cu un coleg de facultate sau cu un coleg de la un loc de muncă anterior. Și aici v-aș ruga să fiți foarte atenți dacă aveți niște colegi, niște prieteni care au o aniversare, o zi de naștere, nu uitați să le urați la mulți ani, pentru că acesta poate să fie o metodă foarte frumoasă, foarte optimistă, veselă, să vă reconectați cu această persoană și dacă vă folosiți de acest lucru ca să redeschideți liniile de comunicare, această persoană poate să vă ajute, să vă recomande la un alt job, să vă ajute să vă găsiți un loc de muncă mai bine plătit, un loc de muncă în care voi o să puteți să vă urmăriți mai bine interesul, să cereți o mărire mai mare de salariu, să vă negociați un salariu mai bun decât la locul de muncă în care sunteți acum, să lucrați într-o echipă mai justă, mai echilibrată, mai echitabilă, să aduceți un mai mare echilibru între viața profesională și viața privată, pentru că atunci când o luați de la zero, când începeți un job nou, aveți ocazia să învățați din greșelile din trecut și să impuneți niște limite mai sănătoase între viața privată și viața profesională. Pentru cei care ați avut niște dispute cu niște colaboratori, cu niște furnizori, cu niște clienți, poate chiar ați avut un caz în instanță. Aici văd că lucrurile se finalizează foarte benefic pentru voi, o să aveți motiv de sărbătoare, lucrurile se finalizează de partea voastră, aici interesul vostru este cel care e pus în prim plan și cumva vi se ia o greutate de pe umeri și vă simțiți mai ușor, mai fără griji, puteți în sfârșit să aveți o viziune mai optimistă asupra vieții, pentru că aici lucrurile se îndreaptă și o mare grijă care era pe umerii voștri aici pe partea aceasta de finanțe, de loc de muncă, de afacere și de carieră este rezolvată și este rezolvată în favoarea voastră. Per total o zi foarte interesantă. Hai să scoatem și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol înainte să finalizăm această etalare pentru luni 24 mai. Să vedem cartea pentru această zi. Este următoarea. Mintea mea este un instrument eficient de vindecare. Orice boală conține o lecție pe care trebuie să o învăț.
Exact ce vă spuneam aici pe partea de sănătate, aveți niște lecții pe care trebuie să le învățați și pentru asta trebuie să apelați la niște experți, pentru că oricât de mult v-ați dori să faceți lucrurile pe cont propriu, nu o să puteți. Aici aveți nevoie de susținere de la niște oameni care au studiat această problemă ani de zile, care sunt experți în acest domeniu și care vă pot arăta calea cea mai eficientă și cea mai benefică pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!